Laudul lui Allah, pacea și binecuvântarea asupra Dumnezeului Său. Allah prea înaltul a făcut casele pentru ca oamenii să se odihnească în ele, pentru ca oamenii să se adăpostească de frig sau să răbărească sau să se răbărească din cauza căldurii. De asemenea, a făcut casele pentru a adora și pentru a-i fi numele pomenit în ele, pentru a se face rugăciune în ele și a se citi Coranul și pentru a învăța copiii ce înseamnă credința în Allah. Este foarte important să facem acte de adorare în casele noastre. Nu trebuie să ne grijăm acest lucru. Să facem dua când intrăm în casă sau când ieșim. Anas, Allah să-l aibă bine la sa, relatează că el a auzit pe permisul lui Allah spunând: când un om iese afară din casă și rostește în numele lui Allah, în Allah mă cred, nu există altă putere mai mare împotriva răului decât Allah, pe dată îi vor fi spuse în următoarele cuvinte: ești călăuzit, apărat și protejat. Diavolul se va îndepărta de el. Să facem dua atunci când ne așezăm la masă să mâncăm. Dacă cineva pomenește numele lui Allah când intră în casă sau începe să mănânce, Satana spune adresându-se: nu vei găsi adăpost pentru noapte și nici nu vei cina. Dacă omul intră fără să pomenească numele lui Allah, Satana zice: ți-ai găsit adăpost. Iar dacă omul nu pomenește numele lui Allah când începe să mănânce, Satana zice: ți-ai găsit un loc unde să petreci noaptea și să mănânci. Să recităm Coranul în casele noastre. Abu Huraira, Allah să-l aibă mila sa, a relatat că trimisul lui Allah, pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa, a zis: nu vă transformați casele în cimitire. Diavolul fuge din casa în care se recită surata Bakara. Să facem rugăciunile sunna în casele noastre, pentru a nu transforma aceste case în cimitire. Ibn Omar, Allah să-l aibă mila sa, a relatat că trimisul lui Allah, pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra lui, a zis: să faceți rugăciunile peste datorie și acasă la voi. Să nu faceți din casele voastre morminte. Când v-ați încheiat rugăciunea în moschee, să vă faceți restul rugăciunilor acasă, căci Allah va binecuvânta casa din pricina rugăciunilor voastre. Să nu ținem în casele noastre portrete sau crini. Ibn Omar, Allah să-l aibă mila sa, a relatat că Îngerul Gabriel a promis să vină să-l vadă pe trimisul lui Allah, pacea și binecuvântarea lui Allah fiind supra lui, dar a întârziat. Și asta l-a speriat pe trimisul lui Allah. Când a ieșit afară din casă, Îngerul Gabriel s-a întâlnit cu el. Trimisul lui Allah, pacea și binecuvântarea lui Allah fiind supra lui, s-a plâns de întârziere. Îngerul Gabriel a răspuns: noi nu intrăm în case unde se află un câine sau un portret, relatat de Bukhari. Acestea sunt doar câteva de lucruri pe care ar trebui să le facem în casele noastre. Este datoria noastră să ne străduim, să ducem la îndeplinirea acestei fapte și să ne călăuzim după ultima carte revelată de către Allah prea înaltul și să ne călăuzim după tradiția profetului nostru, Muhammed, pacea și binecuvântarea de Allah fie asupra sa. Fie ca Allah să ne dea înțelepciunea necesară pentru a sfătui aceste lucruri. اللهم لا تدع هذا هم إلا فرحته ولا هم إلا فرجته ولا دين إلا قضيته ولا حاجة من حواج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب